Bună tuturor, sunt eu, Claudiu, și după cum vedeți, Animal Jam s-a updatat astăzi, pe 2 octombrie 2014, volumul 128, Bittersweet, în această aventură nouă, care este pentru toți gamerii. Fantomele au venit pentru a lua și a se încărca cu bomboane și acum este timpul pentru animaluțele noastre curajoase. Pentru căci în această aventură este singura și prima aventură specială de Halloween în care animăluțele noastre joacă de companie în această aventură. E timpul ca ele să readucă bomboanele în geama înapoi. Da. Bittersweet se numește. Este o nouă aventură de Halloween care poate fi jucată de oricine. Da. Și nu știu dacă poți să faci și level, da. Ok. Și ea nu are un loc anume, este peste tot prin geama, prin aceste portale puteți să intrați, da. Este o noutate. Și acum o să mergem și la Adventure's Base Camp. Ea nu are un loc anume acolo, tot printr-un portal micuț este reprezentată și prinde niște decoruri care sunt și prin aventură, da. Aici este. Este foarte evidentă. E foarte ușor să o vezi. Da. Ok. După cum vedeți, panda s-a întors și sunt valabile în shop la 1000 de gems, pardon, pentru toți gamerii ca de obicei. Pe Tarantula se găsesc în Diamond Shop la 3 diamante. Da. Aceștia sunt. Sunt foarte drăguți. Noaptea fantomelor s-a introdus în geama de astăzi. A început noaptea fantomelor, adică Halloween-ul. De acum se sărbătorește oficial, da? Nu, scuze. Ok, conacul bântuit. Ok. Vechiul Dan se va reîntoarce în shop-ul pentru Danuri, dar acum nu a venit. Și Spooky Party la fel va veni, dar mai este până atunci. Da. Phantom Vortex, ce este foarte ciudat, este că înainte, anul trecut, în toată geama erau câte un vortex. Dar acum este doar în geama Township, de când s-a actualizat geama și de la o săptămână de la sosirea toamnei s-a introdus Halloween-ul mai repede, fără niciun update, cu update-ul vechi, și era doar un Phantom Vortex. Și credeam că acum o să bage peste tot, pentru că ei, uitați ce zic. Aceste portaluri dubioase au apărut în toată geama, da, și te conduce într-un vortex fantomă. Un loc cu mistere, unde un joc mișto, un joc grozav cu fantome, unde câștigi un premiu cool, da. Dar nu este peste tot, este doar în geama, da. Și acum 2 ani, adică da, 2 ani. Pentru că au trecut 2 ani de Summer Carnival din 2013, da? În 2013, Summer Carnival era aici și nu mai trebuia să te duci în orice oraș, da? Și puteai din orice den sau orice petrecere să vii aici, la Carnaval. Dar atunci, anul acesta n-a mai fost. A trebuit să mergi în geama și așa și cu aceste vortexuri. Nu mai sunt pe toată geama. E o chestie opusă pe aici, da. Halloween-ul este reprezentat prin geama, prin lumile de pământ, fără apă, da, nu prin ocean, doar pe pământ, deoarece este reprezentat prin... Stați să vă arăt. Halloween-ul este prezentat și prin acest decor minunat, desigur, da. Dar și prin restul geama,
prin frunze de toamnă, dacă a venit toamna, și prin această bulinuță cu lăbuță galbuie, unde sunt informații despre lilieci. Da. Ok. Mergem mai departe. Haunted Forest Party, petrecerea înfricoșătoare din pădure, bântuită, da, a venit în Jama, a fost adineauri, da, o să mergem și noi. Da, Sketchjam, un videoclip în care un artist desenează un câine, fără ajutorul niciun instrument, în afară de culori și ce îi oferă studioul de artă, da, atât. Îl desenează perfect un artist, da, ne dă lecții cum să desenăm. Marin, în shop-ul Marin de iteme pentru den, se află, o să apară statuete pe zi ce trece, sau deja au apărut, statuete marine din piatră, da, și după cum se pare în gem, apare un animal, pleacă altul, vine unul, vine altul, pleacă altul, vine altul, da, și tot așa. Pe 23 octombrie. Da. Vor pleca și puteți să vă cumpărați până când vor pleca și după aia o să-i puteți lua la 1000 diamante din shop-ul vostru, da? Dar până atunci primul trebuie să-i luați la 10 diamante. Și după aia vă rămâne în shop fără să vi se blocheze. Aveți oarecum un respect 60% plus, da, față de ceilalți. Da. De ce nu 50, vă întrebați, la jumate pentru că deja îi aveți. Păi ar fi putut să-i blocheze. Deci ăsta e respectul 10%. Da. Mai ales pentru că sunteți membru și beneficiați de niște avantaje. Ok. Și mai aveți, deci, 3 săptămâni până atunci ca să vi luați cei care ne au. Da. Chiar vor pleca din Diamond Shop și vor dispărea. Ok. Și astea sunt informațiile în legătură cu acestea. Și această aventură este, de fapt, fosta TBA care era încă în probe. A fost oarecum o noroc și un glitch pentru ceilalți, deoarece oferea premii beta și era încă în probe, deoarece nu era gata, da? Avea multe bug-uri, un fel de glitch-uri, să spunem. Da, și ea nu este prezentată aici, da? Pentru că sunt prea multe portaluri, da? Ok, uitați, acest gamer este la Haunted Forest Party. Și acum mergem să noi la petrecere. Aceasta este, da. Și este un glitch foarte tare. Vă băgați, nu este oare un glitch, este o chestie specială a petrecerii, pentru că e Halloween. Vă faceți fantome în ceea ce aceasta, oarecum deveniți mai invizibili, da? Vi se șterge din culoare. Nu mai sunt, este așa accentuată, ok. Dacă stați în ceața asta. Da, este foarte tare. Da. Petrecerea are un loc mic, nu este chiar așa un loc mare. Dar nu e nimic. Uitați, sunt o fantomă. Buu! Pe negru nu prea se vede culoarea, adică o... Pentru că e cel mai închisă culoare, pare la fel, nu prea e mare diferență, da. Avem o nouă muzică. Haideți să o și ascultăm între timp. Da. M-ați auzit, probabil că nu m-ați auzit. Aceasta este muzica care este și în geama și la petrecerea aceasta, doar că ce eu dau pe silent ca să nu-mi fie auzită vocea peste muzică. Ar fi... Nici nu știți pe cine să ascultați și nu se aude bine. Da. Aceste trei... pălării, o mască meduza,
o pălărie de vrăjitor și o pălărie de vrăjitoare. Da, sunt în shop aici. Și aceste luminițe. Și acest gărduleț. Și acest ochi înfricoșător crăpat din de perete. Sunt deocamdată în shop. O să apară și altele. În curând o să apară și Spooky Party. Da, petrecerea este micuță. Dacă apăsați pe lună, va apare, vă vin niște lilieci către voi. Da, foarte mișto. Aceasta e petrecerea. Da. Și da. Acestea au fost noutățile. Nu uitați să vă abonați, să dați like, comment, share ca să vadă și prietenii voștri și subscribe pentru mai mult săptămânal. Ok, deci ne vedem tot aici pe canalul meu, Rainbow4048, cu un nou videoclip, ca de fiecare dată, cu Club Penguin sau Animal Jam, nu se știe cu ce o fi oare, da? Și multe surprize, multe alte surprize, printre care vor fi și da, AG Music Videos, update-uri ca acum, da, stories, legende, da, alte jocuri, invu, da, videoclipuri despre canal, webkins, da. Deci, asta a fost tot. Bye bye!